chiar în ajun de Crăciun, pe stil nou, aflându-mă la o vinărie din țară, acolo unde au evoluat și au oferit un show băieții de la Brio Sonores, am stat la un ceai și credeți-mă despre cine am vorbit noi la acel ceai. Da, despre maestru. Îmi povesteau băieții că e atât de dornic să vorbească, să povestească și chiar planificasem o filmare. Nu am mai ajuns să facem acea filmare. Ei însă erau oaspeții deși în casa maestrului, iar în această seară sunt în ospăție la noi. Să ne povestească despre această prietenie între generații, între artiști. Salutare, băieți! Bine ați revenit! Mă bucur foarte mult că sunteți. Nu trebuia să ne vedem așa de devreme anul ăsta, dar așa a fost să fie. Acolo o să ajungem cu toții. Sunt chestii care nu se programează. Băieți, hai întâi pe canapea să vorbim, după care o să ascultăm și melodia. E preferata mea. De ce? Pentru că am două fete născute în august. Da. Așa. E și preferata mea, pentru că eu în august, da, m-am cunoscut și cu Diana. Așa că este una din piesele noastre preferate. Băieți, ia povestiți-mi, cum l-ați întâlnit pentru prima dată pe maestru? Și cum v-a primit dumnealui în casă? Prima dată l-am întâlnit prin piesele lui. La radio, după aia am avut un CD cu el și l-ascultam în mașină. Și după aia am avut mare fericire să-l cunoaștem personal împreună cu băieții. Într-un interviu oferit în luna decembrie, urmează să-l vedem și în cadrul emisiunii noastre, dumnealui zicea că voi sunteți printre oaspeții dragi din casa lui. Practic puțin din tânăra generație mai intrau la dumnealui în casă. Pe voi ce vă făcea să mergeți acolo? Păi, îndată ce am început să interpretăm piesele lui, care au fost interpretate mai înainte de Marele Maestru, am primit o invitație la el acasă pentru ca, într-o oarecare măsură, să ne spună el ce ar dori ca noi să mai schimbăm un pic din piese, ce să mai adăugăm pentru ca ele să iasă mult mai bine, să iasă așa cum le-au scris, pentru că el a fost unul care le-a interpretat pentru prima dată multe piese, așa că noi doar le-am reinterpretat în maniera noastră, atâta tot. Dar putem să mai adăugăm, dacă într-o oarecare măsură, datorită maestrului, chiar eu personal am crescut pe piesele lui auzindu-l și într-o oarecare măsură a influențat viitorul meu, anume interpretările lui, trăirea lui și ca om și ca interpret. A influențat anume de ce să ne unim și noi. Putem spune că anume neparticipând el personal, adică dar vocea lui, practic și ne-a unit pe noi într-un curs oarecare. Da, cum am mai spus și mai devreme, a fost până la urmă și un profesor al nostru, chiar prin piesele lui, înainte de a-l cunoaște, dar deja când am stat cu el undeva în jur de 4-5 ore, undeva așa, am vorbit foarte mult, l-am rugat chiar să ne facă și niște lecții de canto, la care el, desigur, ne-a refuzat. A spus că modest, era un om foarte modest, un om foarte inteligent. Și vă plăceau discuțiile bărbătești cu dumnealui, da? Da, era un povestitor minunat. Da, cred că în zilele noastre nu mai întâlnește astfel de oameni. Acum nu era temă, practic, care să nu abordăm împreună și la fiecare, nu contează, teatru, politică, până femei. Și viața personală. Femei. Da. Femei. Avea câte o lecție și ceva, câte o înțelepciune care nu am mai auzit-o nicăieri. Da, erau trecute toate pe viața lui, de fapt, toate întâmplările, toate exemplele care erau date așa pe exemplul său personal. În prisma vieții lui, da. Da, și cum cântau ei, atât cu contemporanul, cât și cu Plai, cât și cu rockul în fața 10.000 de oameni, exact asta o faceți și voi și probabil trăiți ce a trăit dumnealui în tinerețe. Sigur, au fost și niște momente chiar de neuitat, atunci când noi am coborât în studioul lui. Și să facem o remarcă, este pentru ultima oară în care el a coborât în studioul lui, a fost cu noi, l-a sunat pe Dumitru înainte de anul nou și a zis că băieți, am coborât cu voi ultima oară și de atunci nu mai pot să coborăm în studio. Și de fapt plănuiam după anul nou să coborăm din nou, să lucrăm la următoarele proiecte. La următoarele proiecte și vreau să zic că el avea în proiectul lui, de exemplu, Play, avea CD-urile lui și avea momentele preferate, da? Noi ascultam, el ne arăta nouă câteva piese, ascultați aici, uitați-vă ce urmează! Și urma, într-adevăr, adică avea momentele lui preferate în piesele lui. Și da, am fost plăcut surprinși să mai cunoaștem că anume în piesele lui
da, care sunt mai cunoscute pentru noi, știm momentele care anume sunt schimbate personal de el. Mm-hmm. Adică chiar instrumental, ritmic, adăugat ceva de la el și chiar într-adevăr, reascultând aceste piese, reascultând acele momente, fiind mai atenți, am dat seama că este un profesionist adevărat și o persoană cu nume mare. Voi, în momentul vostru de la concert, ați avut și o dedicație specială pentru dumnealui și asta este foarte frumos. E foarte frumos să apreciezi oamenii atunci când încă sunt alături de tine, de pe pământ. De fapt, să facem o remarcă. De fiecare dată când noi am interpretat piesele marelui maestru Ștefan Petrache, de fiecare dată l-am pomenit și am mulțumit și am urat multă, multă sănătate. Și până în ultimul moment am sperat că va urca cu noi în scenă. Vă spun așa cum este. Am încercat de nenumărate ori în cadrul concertelor noastre să-l readucem, dar știm foarte bine situația fizică în care era și de fiecare dată refuza, dar urma un proiect în care trebuia să fie o apariție. O relansare, așa să zicem. Da, și un mare, mare respect avea și de la compozitorul Anatol Chiriac, care mereu l-a menționat, anume care a compus aceste piese în special pentru el. Mereu ne-a dat și nouă sfat să menționăm faptul cine a dat viață publicului aceste piese și noi cu mare drag am făcut-o la toate concertele. Chiar cine nu crede poate să urmărească unele concerte care sunt înregistrate deja, în care noi, pomenind despre maestru Ștefan Petrache și lumea, cunoscând mărețea personalității sale, aplaudă minute în șir și... Doar acel moment. Da, zic să frumos. Vedem în aceste clipe. Acel moment după care băieții vor cânta. Piesa mea preferată, pentru că în august am întâlnit fetele, pentru că în august sunt iubiri, pentru că în august ne dăm seama că venim și plecăm pe această lume. Să știți că și la Chișinău a fost și este un Aurelian Andreescu, pe nume Ștefan Petrache, pentru care purtăm un respect deosebit și suntem onorați ca astăzi să cântăm piese din repertoriul marelui maestru. Maestre, vă dorim la mulți și fericiți ani! Un respect deosebit pentru Ștefan Petrache! Naștem și că spuneam părea în august.
Voi trăi mereu, așa va trăi mereu în inimile voastre și în ale voastre, pentru că sunteți niște norocoși că maestrul v-a permis să cântați melodiile dumneavoastră și cred că o să cântați și mai multe de acum încolo. Cu siguranță.